Un nutriționist a explicat că între apa plată și cea cu bule există o diferență legată de cantitatea totală de minerale. Dacă avem probleme de sănătate, este de preferat să nu consumăm apă cu bule. Care este diferența dintre apa plată și cea carbogazoasă? În primul rând, conținutul de dioxid de carbon, apoi cel de bicarbonat și nu în ultimul rând de minerale, calciu, magneziu, sodiu. Dacă măsurăm cantitatea totală de minerale din apă, vorbim despre reziduul uscat, care este de 316 mg per litru în apa plată, respectiv 1530 de mg per litru în apa cu bule. Sunt aceste diferențe importante pentru sănătatea noastră? Dacă aveți probleme renale, predispoziție la calculi, alegeți apa plată cu reziduu uscat minim. Dacă aveți tensiune crescută, tot apa plată este opțiunea săracă în sare. În lipsa oricărei patologii, alegeți apa care vă place. Important este să o beți. Contrar miturilor, zvonurilor, apa carbogazoasă nu îngrașă. Ba mai mult, are proprietăți antiacide, stimulează tranzitul intestinal și golirea gastrică, combate greața și indigestia, constipația și arsurile de stomac. Conținutul crescut de minerale o face ideală pentru consum în caz de transpirație excesivă, sport intens, îi dă un gust intens, iar prezența bulelor creează o efervescență plăcută la degustare. Doar atunci când este băută în exces provoacă balonare, a explicat medicul nutriționist într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare. Câtă apă trebuie să consumăm zilnic. Asta depinde de gradul de activitate fizică, de temperatura exterioară și de caracteristicile fizice ale fiecărui individ. Pierdem apă zilnic prin transpirație și urină, apă ce trebuie înlocuită, astfel încât starea de hidratare a organismului să rămână constantă. Cu cât bem mai multă apă, cu atât urinăm mai des. Echilibrul hidric este menținut de hormoni și este prea puțin influențat de consumul voluntar de apă. Deci nu este obligatoriu să consumăm 2 litri de apă pe zi. Apa hidratează și remineralizează, indiferent de marcă sau conținutul de gaz sau bule, a afirmat Mihaela Bilic, relatează adevărul.ro.